Aleile din Parcul Nicolae Romanescu au fost aglomerate încă de dimineață. Cu micul mare, oamenii au ales acest loc pentru o mică plimbare, dar și să mai petreacă o zi în familie alături de cei dragi. Cel mai vizitat loc, Târgul de Paști. O bucurie în special pentru copii, pentru că anul acesta locul a fost transformat în tărâmul de poveste al Albei ca zăpada și al celor 7 pitici. Vedem că lumea a ieșit cu micul mare și vor să se relaxeze, să se distreze într-un mediu natural. Am venit special pentru atmosferă, că altfel pensionari fiind, noi puteam veni oricând, dar am zis că vrem să simțim atmosfera și să ne bucurăm alături de toți părinții ăștia care vin aici și aduc copii și nu numai, însoțiți de bunici. În Pitești. Ați venit special pentru Târgul de Paște? Da, da. Și cum l-ați găsit? Cum vi se pare? Abia am intrat, mi se pare superb. E minunat. Ce v-a plăcut cel mai mult? Acum am descoperit-o pe Albă ca zăpadă, am venit pentru cea mică. Și căsuțele și roata. E frumos, astăzi e de plimbare. Mâine din nou la servici. Foarte multă lume, minunat chiar, da. Care e programul astăzi? O plimbare. Aranjamentele de Paște. E altceva. În fiecare an este o altă tematică și alt aranjament. Foarte frumos. Eu sunt surprins de teatrul de vară. Nu mă așteptam să fie... Am mai fost câteva rânduri în parc și acum e prima dată când am asistat la un concert. De unde ați venit? De la Călăraș. Cum ați găsit Craiova, Târgul de Paști? Super frumos. Verde, atmosferă frumoasă, lume multă. Plimbare cu bicicletele copiii la o înghețată și cam atât. Mâine începe munca. Și comercianții au fost mulțumiți de vânzările din aceste zile. Frumos, lumea a venit. Ieri, în general, a fost foarte mare aglomerație. A fost ok. Vânzările dumneavoastră? Ok, și vânzările. Și pentru iubitorii de folclor, la Teatrul de Vară din parc s-a organizat un spectacol de muzică populară susținut de ansamblul folcloric Maria Tănase și cunoscuți interpreți. Hai, hai, hai și Doamne ajută, dintr-o noi de 200, să vânzească lumea toată, care mirea te schețată, care mirea te schețată. Cei care doresc să viziteze Târgul de Paști din Parcul Nicolae Romanescu mai au la dispoziție câteva zile. Târgul își va închide porțile duminică 12 mai.